Noile restricții lovesc și în munca legumicultorilor din Argeș, care riscă să termine 2020 pe minus. Mulți nu vor mai vinde mărfurile către restaurantele și bistrourile din capitală după ce acestea au fost închise. Este și cazul familiei Neagoe din comuna Stolnici din Argeș. Salata verde din 5 solarii nu va mai lua drumul capitalei, ci va ajunge la un preț mai mic pe tarabele piețelor din Pitești. Foarte mult ne afectează și în rău, pentru faptul că, dat fiind faptul că ne-a închis cumva accesul de intrare în București, în piețele din București, noi nu prea mai avem unde să ne vindem marfa. Încercăm să vindem marfa pe piațele din Pitești, dar este foarte greu pentru că noi producem un volum foarte mare de marfă și nu o să avem, o să fim puși în situația în care nu o să avem unde să ne vindem marfa și o să o aruncăm, evident, ca și în... E posibil ca prețul să scadă în perioada asta? Da, clar, absolut, pentru că de fiecare dată când s-a închis piețele, când au fost restricții, când s-au impus anumite restricții, piețele au fost mai pustii, oamenii nu prea au mai ieșit din case, prețurile au scăzut, noi am aruncat foarte multă marfă și sunt convinsă că și acum se va repeta istoria. Recoltă de aici în cât timp ar trebui să fie? În trei săptămâni preconizăm că și ne ajută și vremea și atunci vom tăia, dar sunt convinsă că va merge la gunoi. Tot la prețuri mai mici vor fi nevoiți să vândă fasolea și castraveții. Deocamdată avem fideluță, deacălată, dovlecei și cam atât. Pentru că am mers către restrângere ca să băgăm cultura de iarnă, cultura pentru sezonul rece. Închiderea restaurantelor din capitală și din județele învecinate, tot ce înseamnă activitate de acest gen, vă afectează? Păi ne afectează, clar, pentru că și ei consumă. Deci are o absorpție pe piață de legume și pe noi ne afectează, pentru că nu mai avem unde să vândem atâta marfă. Hai să dăm un exemplu, doar salata verde pe care... Salata verde, exact. Despre asta e vorba cel mai mult. Salata verde se absorbe foarte mult către restaurante. Și dacă ei sunt închiși, e clar că avem de suferit. Și prețul poate să scadă și... Clar că o să scadă prețul. Există posibilitatea să rămâne cu marfa nevândută. Da, nevândută o aruncăm. Nu e prima dată. Și atunci, spre sfârșitul anului, când trageți linia, ieșiți pe plus sau pe minus? E clar că pe minus. Este clar că pe minus. Și suntem dezamăgiți, adică perspectivă nu știm cum vom mai dau acum încolo. În încercarea de a limita pierderile, un alt legumicultor a ales o soluție ingenioasă. Toată marfa o vinde de acasă, iar doritorii își pot culege singuri roșiile sau vinetele. Eu o să mă descurc cum am descurcat și până acum. 99% din marfă o vând din curte, de acasă. Vine lumea. Mă știe că sunt firmă serioasă, când o-i da greș, o să mă ocolească. Doar că dacă vin, înseamnă că am fost firmă serioasă. Nu mai puteți merge la târg, mă refer aici la Tufeni, în apropiere, la Olt. Mai mult pierd. Pentru că dacă mă duc la Tufeni, trebuie să stau până la 12 ziua, trebuie să deschid solarele, să le ud, să le protejez, să văd ce se întâmplă. Mai vin de acasă vând mai mult decât la târg. Că la târg, dacă are unul ceva de vândut, vine și l-a vândut cu un preț de nimic și la 8 e bet. Așa, și să dau prețurile peste cap, vă dați seama. Așa, noi vindem de aici. Prețurile sunt negociabile, bănuiesc. Prețurile sunt, ce să mai, de la început până la sfârșit au fost cam aceleași. Nu poți să schimbi prețul când omul a luat 3 luni de zile roșii cu 4 lei, să-i spui că ești 8 lei ca și ai la magazin. Însă, cu toată pandemia, dacă toamna aceasta a venit cu multe neajunsuri, oamenii nu renunță la celebrele murături. Familia ta se pun murături? Da, sigur, în fiecare an. Și a spus și anul acesta? Și anul acesta a pus mama. Mai multe, mai puține? Mai multe să ne ajungă până la anul. Prețurile cum au fost? Accesibile, dar mai mici ca anul trecut mi s-au părut, din câte am auzit de la mama. Nu, n-am mai băgat murături, pentru că nu m-am voie sărat deloc. Și murăturile acumulează sare și din cauza asta n-am băgat. Dar așa, în piață ați văzut prețurile la legume? Cum sunt? Au crescut? Au stagnat? Să știți, dacă vine ploaia, cresc. Dacă vine soarele, mă las un pic mai în jos. Cu un leu, nu cu mult. Asta e. Dar pandemia le-a scumpit legumele? Da, sigur.
Sigur, sigur, sigur.